Acolo, pentru că acum vreau să te duc la subiectul pe care ți l-am promis de la începutul acestei emisiuni. Pentru prima dată în ultimii 6 ani nu mai avem nicio universitate din România în topul 1000 Academic Ranking of World Universities. Clasamentul internațional al universităților realizat de Shanghai Ranking Consultancy. În ultimii 3 ani, Universitatea Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca era ultima care mai ținea învățământul superior românesc printre cele mai importante universități din lume. Printre criteriile folosite în clasamentul Shanghai sunt calitatea educației și a personalului academic și activitatea de cercetare. Clasamentul este condus în acest an de Harvard pentru al 21-lea an consecutiv, urmat de Stanford și MIT. Pe cu cine să vorbim decât chiar cu rectorul Universității Babeș-Bolyai din Cluj? Bună seara, domnule David. Bună seara. În primul rând, care ar fi explicațiile? De ce ați ieșit din top 1000? Era singura universitate care mai ținea cât de cât steagul sus acolo pentru România. Așa este, dar dacă vă uitați în discursurile publice, în 2020 eu am spus următorul lucru. Da, UBB reprezintă România în rankingul Shanghai, dar nu cred că vom rezista foarte mult dacă nu se fac câteva reforme fundamentale, fiindcă alte universități din alte țări cresc mai repede și mai mult decât noi. Și am vorbit de câteva lucruri. Am spus, unu, e nevoie să concentrăm resursele academice, adică unele institute de cercetare ar trebui să fie integrate cu universitățile. Este anormal să am și o facultate de biologie și un institut de biologie ca instituții diferite de o parte și de alta a unei străzi, de exemplu. Da? Doi, am spus că în universitățile comprehensive, ca să fie cu adevărat comprehensive, trebuie să redezvoltăm zona biomedicală care a existat până la reforma comunistă din 1948. Sigur că universitățile de medicină există în sine, sunt performante la nivelul lor, dar asta nu e voie să oprească dezvoltarea componentei biomedicale în universitățile comprehensive, fiindcă în zona biomedicală se publică mult, se citează mult. Și trei, am spus că este nevoie să avem programe de excelență specific dedicate universităților care se află deja în ranking. Timp de 6 ani, că ați menționat că UBB a fost 6 ani în acest ranking. Da, dar să știți că specific pentru această performanță n-am primit nicio susținere din partea guvernului, n-am primit o susținere financiară de un anumit tip. Iată că ceea ce spuneam și lucrul de care mă temeam s-a întâmplat. În acest moment România nu are nicio universitate, nimic din cele trei cerințe pe care, sau niciuna dintre cele trei cerințe nu s-a implementat și suntem în această situație penibilă, spune eu, în condițiile în care din zonă România este singura țară care nu are nicio universitate. Da, am văzut, de fapt, într-o declarație pe care ați făcut-o dumneavoastră astăzi, aveam acolo Zagreb, Ljubljana, tot felul, adică... Da. Țări comparabile. Zagreb, Ljubljana, vă spun ca să nu fie doar din capitale. Szeged, Novi Sad. Numai că și Szegedul și Novi Sadul sunt universități comprehensive care au în aceeași universitate de la științe umaniste, științe sociale, științele naturii, medicină și tehnologie. Sunt universități care au fost susținute prin diverse programe de țările lor. Și atunci, iată că Szegedul e acolo, UBB nu mai este acolo și nicio altă universitate românească nu mai este în acest ranking. Și să știți că suntem în situația, și eu văd discuțiile, într-un fel, nu pot să spun că mă bucură că e o situație, repet, penibilă pentru România ca țară, dar îmi amintesc în 2003, de exemplu, când a apărut prima variantă a rankingului Shanghai, Franța a fost busolată, fiindcă marile universități din Franța nu se aflau între primele universități ale lumii. Topul era dominat de universități americane, de cele din Marea Britanie, chiar din China. De ce? Fiindcă universitățile din Franța, la momentul respectiv, erau și ele foarte împărțite în universități multe și mici. Și atunci a început o reformă în 2007, în care au început să concentreze academic universități și institute. Și au apărut marile universități franceze de astăzi, care se află în rankingul Shanghai pe poziții foarte bune. Universitatea din Paris, de exemplu, sau Sorbona și așa mai departe. Domnule David, aș vrea să vă întreb o altă chestie. Este doar o înfrângere de palmares? Adică dumneavoastră simțiți că Universitatea Babeș-Bolyai chiar a scăzut? Sau doar a scăzut în acest clasament? Că poate înfrângerea nu este atât de dureroasă. Nu este, adică eu vă spun sincer, nici nu văd ca o înfrângere în condițiile în care am prezis acest lucru, mai ales că eu știu și ce s-a întâmplat, ca
număr de publicații, de exemplu, noi anul ăsta avem mai multe decât anul trecut sau decât am avut în anii în care am fost în inclus în rankingul Shanghai. Doar că... Deci echipa joacă mai bine, doar că alte echipe au transferat jucători mai buni, să spunem, ca absolut, la fotbal. Absolut. Deci, deci UBB a crescut, dar alții au crescut mai repede și mai mult pentru că statele lor au făcut reformele pe care am vorbit eu. Domnule profesor, bună seara, sunt Magda Gheorghiță. Am și eu o întrebare pentru dumneavoastră. De fapt, aș vrea să comasăm două întrebări. Pentru cine contează mai mult prezența în acest ranking? Pentru profesori sau pentru studenți, pentru absolvenți? Și ca să o leg așa, da, pentru un absolvent de facultate, să spunem, să fie universitatea lui pe locul 873 în topul Shanghai contează, de la cât în jos nu mai are valoare pe piața muncii? Da, acum întrebarea este extrem de importantă, pentru că noi toți vorbim de ranking-uri și la un moment dat devenim obsedați de ele și începem să le absolutizăm. Ranking-urile sunt importante ca punct de referință pentru politicile academice. Adică te compari cu alții, știi cum ești față de alții. Dar sunt multe ranking-uri. Uite, noi acum vorbim de Shanghai. Dar să vă amintesc că acum o lună s-a dat publicității ranking-ul QS. În ranking-ul QS, UBB a fost pe poziția 800-900, deci în primele 1000. Și Universitatea din București cred că a intrat pe poziția 900-1000 și încă câteva universități după 1000-1200. Rankingul QS este astăzi rankingul cel mai utilizat, mult mai utilizat decât Shanghai, dar ținând cont că a fost oarecum un oarecare succes, nu l-am problematizat atât de mult. Acum când ne dăm seama că România nu mai este reprezentată, discutăm și e bine că discutăm, dar ce vreau să spun este că sunt diverse ranking-uri. Nu putem absolutiza un anumit ranking. Și ranking-ul trebuie să fie important pentru toată lumea. Profesorii să știe, cum stau, ce fac și ce ar trebui să facă. Studenții să știe care e calitatea universității la care se înscriu și să ceară, dacă e cazul, mai mult de la aceasta. Autoritățile, din nou, să știe unde trebuie să investească bani dacă doresc universități de top 500 sau de top 1000. Firmele sunt iarăși foarte interesate de ranking-uri, fiindcă de multe ori fac investiții în acele zone în care există o viață academică performantă. Deci ranking-urile sunt importante, dar sunt diverse și să nu le absolutizăm. Mesajul meu este acesta. Hai să facem ce au făcut și francezii în 2003-2004. Să ne uităm critic, fără patimă, n-are sens acum să ne criticăm unii pe ceilalți mai mult decât e cazul, și hai să construim. Bun, ați folosit ceva mai devreme, spuneam expresia guvernul nu ne-a ajutat. Eu aș spune guvernele nu ne-au ajutat, că s-au schimbat atât de multe încât nu poți să te adresezi unuia anume. Și am avut la granița dintre două guverne acea grevă a profesorilor, da, de la începutul verii, sigur că din învățământul preuniversitar. Anumite universități chiar au susținut acea grevă pentru că practic este imposibil să ai studenți buni dacă până în liceu este dezastru. De ce apelul dumneavoastră nu se aude la guvern? Vorbiți pe o limbă pe care ei nu o înțeleg sau soluția ar fi să aveți niște ambasadori acolo la guvern? Și mă întreb cum ar putea fi acest lucru posibil ca să nu fie două entități care nu se înțeleg. Foarte greu, foarte greu de spus, pentru că, vedeți, politicienii sunt obișnuiți să încerce să controleze orice. E natura lor. Vor să ajungă să controleze inspectorate școlare, școli și așa mai departe. Cu UBB lucrurile au fost mai complicate. Noi totdeauna am făcut ceea ce trebuia să facem academic. N-am politizat, nu ne-am implicat în politică, am criticat și stânga și dreapta când am considerat că ne afectează autonomia sau valorile academice. Și atunci, cum să spun, sigur că oamenii ascultă la ce spunem, dar sunt și alte universități care au alte viziuni în comparație cu noi. De exemplu, foarte mulți rectori o să vă spună că ranking-ul Shanghai nici nu e atât de important. Și când eram, repet, de 6 ani, n-am primit odată o felicitare de la guvern sau de la ministru sau de la alți colegi rectori pentru poziția noastră și faptul că reprezentam România. Păi normal, deci, că poate trebuia să vă premieze cu ceva și nu le convenea. Da, deci vedeți, lucrurile sunt complicate și atitudinea noastră de a nu face
compromisuri care să ne compromită, este și diversitatea universitară care comunică tot politicienilor la, că nu e atât de important rankingul sau rankingul Shanghai și că UBB ba se laudă, acum nu mai e, acum se plânge și vă acuză pe voi. Deci sunt diverse discuții care nu sunt foarte profesioniste. N-avem nici oameni politici foarte bine pregătiți în zona educației și nici oameni politici care să fie cu adevărat oameni de stat care să știe să asculte experții. Din păcate.